Salta lumea și bine v-am văzut la un nou episod din GTA 4. Asta e un gameplay de balada lui Tom Cheghi. Doar fac doar așa, dar mă prind și vorbim așa. Așa e un fel de podcast. Da, ca pe vremurile bune. Mi-e doar de București. Mi-e doar de vremurile acelea în care vorbeam. Așa, bă, hai să vorbim. Da, și în podcastul ăsta vom vorbi, nu știu, așa în general. Ce am făcut pe la școală, ce profe avem. Da, deci hai să spun ce mă enervează. Hai să spun ce mă enervează pe mine la școală asta. Deci în primul rând că acum ieri vorbeam cu tata la telefon, știi? Și în școală, pentru că școala e cea mai zezeta în școală, e școala, adică n-ai voie nici să te fuzi, nici să te drogezi așa. Îi spune școala prin tartele ca să întreb tot de ce nu ne place nouă școala. Așa. N-avem voie cu telefon la școală, știi? Pentru că telefoane, da. Deci nici în timpul pauzei. Ce spate sunt aia de la școală cu AM? Stai puțin, stai așa, deci. Adică să vezi mai ce... Ia dacă n-aș mai avea telefonul ăla. Stai puțin, deci. Ieri venise unul la mine, un handicapat, îl căuta moartea pe acasă. Un spart, așa. Așa, un spart de ăsta, un obosit, așa. Și îmi spune mie că n-am voie cu telefonul și era că după aceea să-mi și confiște, înțelegi? Confiște, oră. Așa, dar noroc că mi-a zis unul, era unul care vorbea engleză și zic că i-a spus să mi explice mie că n-avem voie cu telefon la școală, înțelegi? Da, mai simt când ziceam că engleza e importantă. Da. Ai văzut că ai nevoie? Așa, și eu nu înțeleg o chestie, știi? Să plătești cu toți parții coaie, pentru că așa fiecare face cum crede el, știi? Păi omul, dar eu nu înțeleg o chestie. De ce să spun și tu ce mă, ce încuiat la mine, deci legea asta chiar n-a fost gândită la logic. Pentru că în timpul orelor, asta e puțin să te explic și apoi. Deci în timpul orelor a fost, sunt copii, sunt de profesori, prieteni și deranjează orele. Dar în timpul pauzei, pe cine deranjează, for fuck's sake? Când vorbești cu taică tu, cu tata, cu mama, se întâmplă ceva, Doamne ferește, nu știi, te rău. Dacă îmi rup piciorul la școală, ce faci? Poftim? Dacă... Da. Nu știu, dacă are nevoie maică-mea să-mi spună ceva, eu știu. Da, de exemplu, n-am kill la mine și tata trebuie să pleci undeva rapid. Trebuie să-l sun pe taică-mea să-i zic, tată, stai și tu acasă că mi-am uitat kill-le, știi? Da, și sunt retardați, sunt niște sunt legi. Sunt o mie de motive pentru care ar trebui să ții telefonul cu tine la școală. Să știi și nici măcar nu să-i gândesc logii, frate, adică uite-te la mine, să zicem că mie nu, de exemplu, nu mi se, cred că mi se va întâmpla, dar de exemplu, mă doare burta sau mi-e rău, cum zic, cum zic? Ai, sunt ceva genul, știi, dacă te doare burta, trebuie să te duci la doamna asistentă, iar doamna asistentă, da, consideră că ar trebui să te duci acasă, îți va da o scutire și te vei duce acasă. Mamă, știi, de parcă asistenta aia îți dă pastile, aia îți dă, aia te pipă eu puțin și îți dă, spune go home. Te pipă la păsărică și după aia acasă. Da. Ai hostel, hasta la vista, baby. Știi? Ai Nu, dar pe bune, sunt niște legi tâmpite. Deci la tine cum a fost prima zi de școală? Colegii? Hai să spun prima zi de școală. Vă stai puțin, deci când am fost în prima aia de școală, de ce, deci când așa m-am încăcat pe mine, de ce eram tot căcat în pantaloni? Sunt ceva români pe acolo? În școală sunt, ești da. Un țigan român. Așa, mai stă și țigani și mă enervează, stai puțin. Așa, stai că mai stă și țigani de ăștia spaniol care mă enervează că tot îmi pun întrebări. Deci, hai să jucăm. Bă, și ăștia știu că nu vorbesc română, dar mă tot întreabă. Știi, înainte mă plângeam când m-a băgat nimeni în seamă, așa cum mă bagă tot în seamă, dar nu mai vreau eu. Știi? Da, frate. Ai grijă de ce-ți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească, știi? Da. Și acum ce să vezi, blândă în București, bă, nu mă bagă, bă, și pe mine nimeni în seamă, bă. Bă, cu ești? Acum în Spania, bă, nu mai suport pe ăștia, nu lasă în pace, bă. Da, bă, frate, bă, tot timpul mă invită la fotbal. Ia știm, bă, Bobby, bă, cum să scap de ei. Bă. Și mă, așa, stai puțin. Deci, prima zi de școală m-a ținut chiar foarte puțin. M-a ținut cam vreo 5 minute. M-am învățat așa, asta prima dată, de cât timp aici, de cât, așa, am zis, trei mese, se pronunță, adică 3 luni. Și după aceea m-am dus acasă, vineri, iar m-a ținut... 3 luni la spaniol se pronunță meses? Da.
Am 3 mese în casă, nenea. Așa. 3 mese. De câte mese ești aici în școală? De 3 mese, nenea. Așa. Și asta, apoi ai spus asta lungă, luna, de cum a fost ziua mea lungă, luna mea e mai importantă, evident. Că duminică efectiv n-am vrut să vin la școală pentru că nu știam nimic, înțelegi? Pentru că la școală fiecare clasă are câte, fiecare materie are câte și o clasă, înțelegi? Și clasa la rândul ei se împarte în mai multe părți, înțelegi? Și eram gen cu, zici că eram un turist în școala aia, deci mă uitam cu, ca, cu foaia de... Deci așa ca la proștii, nu știe nimic, bă, cine... Așa, dar noroc ăsta de matematică am găsit-o repede și vezi că proful de matematică să mor dacă mă seamănă cu Hitler. Oh, mă, e periculos să deci, păr, deci mă jur, la păr seamănă leit cu Hitler, zici că e Hitler să mor, dar e de treabă, profesor, deci nu e... Că zic acum ce am învățat azi la biologie, fii atent, nu știu cum, vorbeam de sistemul de oameni, sistemul, nu știu, circulator, căcat, mâzgă, ok. Băi, nu știu cum am dat-o în testicule. Wow! Știu cum aia să vorbească de testicule, coaie. Wow! Deci, copii, fertilitatea testiculelor, dacă testiculele se lipesc, cum adică să ți se lipească în curs sau cum? Wow! Ne căcam pe noi de râs, frate, avem o profă de asta care e cu energii, știi? Că nu mă mai încărcați cu energii negative. Da, da, vezi să nu-mi coache cu energia pulei. Da. Și vezi ce zicea, sperma nu mai este calitativă dacă testiculele, nu coaiele, testiculele nu sunt cu 2-3 grade mai reci decât corpul. Adică, vezi tu, Doamne, corpul ar trebui să aibă, eu știu, 36 de grade, iar coaiele tale să aibă 33, sau, wow, eu știu. Wow. Așa, s-ai pus, s-ai așa să mai puțea, că mai vreau să mă... N-ai idee ce am putut să râd coaie la oral. Da, așa, stai puțin să-ți explic, așa. Mă rog, certeți că m-am descurcat, deci în primul că, deci stai așa, și evident că atunci când mă uitam așa, vorbeam și cu te, cred că de ei. Chiar aveam nevoie în situațiile alea să vorbesc cu cineva, înțelegi? Gândește, ești singur într-o școală unde nu știi nimica și... Da, frate, te simți, nu aparții locului, știi? Da, nu știu, nu-ți găsești locul, ești rătăcit, te privesc toți mai altfel, știi? Te simți că nu aparții locului, frate, ăștia vorbesc într-o limbă. Poate ei au făcut alte lucruri la materiile respective, da, știi? Da, și în primul rând că te privesc mai ciudat așa, știi? Te ciudat, gen, bă, cine pula mea e ăsta? Da, știi? De unde a apărut și ăsta? Da, eu, de exemplu, sincer, asta, de exemplu, deginta mea care e o deginta super mega de treabă, deci nu e de-aia din România, băi, Bobby, gata, stai jos, dă-i la purtare. Știi? A, nu e... Ei știu că în alte țări suntem considerați, deci dacă au auzit vreodată de un cerșetor din România, toți suntem niște țigani împuțiți cerșetori. Wow, sincer, de asta nici măcar nu găseam locul acolo, pentru că înainte mi-i imaginam că dacă se știți... Hai să spun cum imaginam eu cunoscut. Eu nu-mi imaginez chestia asta, mie mi s-a întâmplat, eu aveam o părere bună despre alți oameni, ce ar crede despre noi, știi? Și după aia, hopa, ce să vezi, mă jucam The Hidden. Și întreba unul pe voice chat, from, știi? Te-ai fi... Da, și am zis România. Oh, fucking gypsy bitch! Lol. What the fuck? Deci în primul rând ăștia... Te face să-ți fie rușine de cine ești și... Nu știu, e foarte urât. Adică totuși, într-adevăr, nu înseamnă dacă e unul țigan așa sau dacă... E o țară care furăm, nu înseamnă că toți furăm. Nu trebuie să generalizeze. Da, adică totuși, dacă fură un țigan, să avem o țară mai handicapată, cu legi handicapate. Nu înseamnă că toți românii sunt handicapate. Mă, că sunt țări cu legi și mai handicapate decât ce avem noi. De exemplu, cred că și Germania are legi cam aspre, am auzit. Germania, frate, n-ai văzut cât de severi sunt
Dar sunt curios cum, ești, cum sunt școlile în Germania, cum, ești, cum e colectivul în Germania. Stea dracu să înjur la școlile alora. Atâta se trebuie, știi? Wow, dacă înjur, auzi? Și mie dacă, de exemplu, mi se întâmplă, să zicem că mi-a telefonul în spaniol sau așa, spune, bă, hai că ai vorbit, gata, ce-ți iau. Și că mă nevea că te știu. Păi zice, băi, fraiere, știi cine sunt eu, mă, sunt cetățean european și am drepturi. Vezi, bă, nu, dar și zic, că n-am ăsta țară în gâbă, ca mi-aș coaiele, mă, ta să-mi bag. Pentru că în jurul română, dă-le morții, măi, dar ce că de la mine, mi-a luat telefonul România și mi-a un spaniol, arătat. Da, ai învățat ceva în jurături în spaniolă? Bă, în spaniolă nu-l înjur, dar în jurul română, că înțelege bine, că nu înțelege foarte bine. Înțelegi când te înjură cineva în spaniolă? Bă, mai îmi dau seama, înțelegi? Deci, ascultă la mine, când am avut un spaniol la noi în școală și de aia, era mai țigănos băiatul fratele meu, era un negru de la... Și noi avem un negru, și noi avem un negru, îl cheamă Mohamed. Mohamed. Da, dar dai de treabă, dai de treabă. Bă, am o arăboaică în clasă care, nu știu, la istorie, nu știu ce tez ne-a dat, în care ne cerea să zicem cine a zis prima oară, sezam deschide-te, what the fuck. No, și aia strigat în clasă, zică, Alibaba, și-a chemat pe tata, mai căcat pe mine de râs, frate. No. E o arăboaică de asta, o cheamă Sabrina Nora. Na, asta se spune și mă enervează pe mine, la clasa normală e un de-asta un chinez handicapat. Mă, și mă enervează, vreau să-i dat numai pumni în față. Păi și de ce nu-i dai? Păi, dar ăla mă, dar ăla e mai groasă. Păi, ești cetățean european și ai drepturi. Așa e, mă, cu telefonul, știi? Mie-mi place că n-avem voie cu telefoane, dar profesorii au telefoane, au chiar iPhone. Da, sunt bazați, profi, am. Da, mă, au telefoane, că, păi, sunt oameni cu diplomă. Dar ce salarii au profi acolo? Poftim? Știi cumva ce salarii au? Bă, sincer, nu știu, dar cred că oricum mai bine ca în România. Dacă l-am văzut pe proful, pe bă, proful de matematică din țară, avea un căcat de Nokia, Babadokia, cum îmi place mie să-i zic. Babadokia. Așa, și când l-am văzut pe proful de matematică, avea de-asta cu un Android, știi? De ce îți dai seama? Android, vreau să-l fur! Ai al meu! Știi, așa era, dar știi, mă-mi place, știi ce-mi place mie la sala legi, pentru că copiii, în general, n-au voie cu telefoanele, că deranjează ora. Dar profesorii au telefoane și ăștia nu deranjează. Okay. Una peste alta, la mine la școală, în clasă, nu vreau să generalizez, dar la mine în clasă, în fiecare oră, nu există copil care să nu trimită mesaje în timpul orei, știi? Da. Și probabil legea asta sau regula școlii poate are și ea un scop. Mă, dar totuși în pauze. Adică te duci în ore, da, în pauze, nu știu, mi se pare absurd, dar în rest, în oră, frate, ar trebui să fii concentrat pe oră, nu pe telefon sau eu știu. Mă, știi care e faza? Eu... Concentrat pe punct, știi? Da, și mă, eu cu toată mă întreb așa acum pe... Eu mă iau să vorbesc cu gagica mea prin SMS-uri, căcaturi, știi, e altă treabă, nu mai sunt atât de atent la oră. Da, și privește, și eu nu înțeleg așa cu chestii la, așa, la viața asta, așa, în ansamblu. Bă, oameni, bă, sincer, cu toată mi se cheamă, că gata mă plictisă așa, tot așa, pentru că fac același lucru de fiecare zi, adică, de exemplu, mă duc mâine la școală și fac același lucru. Anul trecut în a șasea, la sfârșit, coaie, mă plictisisem atât de tare, nu mai puteam de plictiseală, frate. Da, și vorbim că stăteam în ora de muzică. Ce faci în ora de muzică? Cânti. Wow. Și eu care n-am voce, mă jucam pe telefon, aveam eu treabă, știi? Jucam Angry Birds, lol. Da. Nefest, tot și, felul. Da, da, și nu înțeleg așa chestia asta la viață, pentru că oamenii zic că viața e frumoasă. Păi mă, o fi ea frumoasă, dar nu știu, se cam repetă lucruri, nu, adică oamenii ăștia mari nu se duc la... Asta e fața, niciodată n-o să se repete, n-o să fie la fel ziua de azi cu ziua de mâine, întotdeauna înveți ceva nou. Și asta am înțeles eu de-a lungul timpului. Păi omul, da, de exemplu în România și de exemplu e același lucru, deci nu, e că de exemplu vezi aceași profesori, aceiași copii handicapați, același profesor și aceiași chestii care ți se predă în da, continuare, frate, nimic nou. Până la urmă matematica o să fie legată de matematică, nu? Da, româna poate fi legată de română sau în cazul tău spaniolă.
Chiar și, chiar nu știu, serviciul așa, de exemplu, chiar ăștia nu s-a saturat, de exemplu, să facă ceva nou în viață, să fie o zi mai deosebită, nu știu. Pentru că, sincer, de exemplu, dacă eu, de exemplu, dacă fac acel lucru pe fiecare zi, mă duc la serviciu, vin acasă, mănânc paste și mă culc, eu așa nebunesc în ritmul ăsta dacă fac aceleași lucruri. E ca și cum ai fi niște roboți. Frate, vrei să se mai schimbe câte ceva, frate, trebuie să o schimbi tu. Tu trebuie să începi cu schimbarea, nu altcineva. Păi și ce? Ce aș putea să schimbi? Adică zi și tu cam ce la... Adaugă și tu ceva în clasă, nu știu, din moment ce nu prea știi spaniolă, poți să o înveți. Și după aia să vezi cum o să fie totul mai amuzant. Da. Adică, nu știu, timpul orelor la voi se vorbește sau e liniște de bine? Nu, se vorbește și mă enervează că nu înțeleg nimica, știi? Mă învează... Vezi, roagă și tu un român de acolo să te înveți. Nu că e de asta un țigan de asta român care știe, a venit... A, frate, la noi la școală. Sora mea, la majoratul lui sora mea a venit o fată de la noi de la școală, o rusoaică cu aie. Oh, e busă bună, da. Cu aie. O rusoaică are 17 ani. Da, niște forme pe ea. Și venise la majoratul lui sora mea cu aie, mă îmbătasem și eu și ea eram muci. Și, bă, rusoaicele sunt rusoaice. Adică nu i-am făcut nimic în sensul ăla, deși ea vroia era moartă cu aia, deci îmi deschidea șlițul din 5-5. Pe bune? Da! Ce noroc ai, frate, bă, tăi... Nu e noroc cu aia, gândește-te că fata e beată și că profiți așa de o pizdă proastă, știi? Bă, dar totuși, de câteodată, eu de exemplu aștept, chiar dacă, nu știu, orice, chiar o, deci dacă așa eu sunt, deci... Bagă bine, dacă e pentru asta e, profită odată și na, asta e viața. Ei, coaie, gândește-te, dacă erai tu în locul fetei, știi, eu sunt un pic mai sentimental când e vorba de chestii mă, de gen. Mă, totuși, na... Și mă consider tot timpul că sunt prea blând, prea milos, știi? Da, eu de exemplu, chiar, că de exemplu, când văd pe ăștia că au, că se fac fica, până eu mă enervează că e și în jur, băi, că i-a zis, băga mea și piciorul. Știi, ăștia au pus în norocul și la noi copii care chiar ne dorim, nu ne primim. Au tu pe us să se bage și pe o fată, cum s-ar zice, mă înțelegi? Adică, dacă tu nu îi zici nimic fetele aia, cum te aștepți de la ea să zică ceva? Vezi ce vreau eu să zic cu, fă tu primul schimbarea, începe schimbarea cu tine? Da. Pentru că așa, dacă tu nu faci nimic, de ce te aștepți de la altcineva să facă ceva? Gândindu-te că toate, ei sunt oglinda ta într-un fel sau altul, înțelegi? Și ei sunt copii și ei se gândesc într-un fel. Adică eu am înțeles de astăzi, chiar m-am gândit cât de perverse sunt fetele. Pentru că, nu știu dacă știai, dar... Fetele se uită după curul băieților. Wow! Și am crezut că băieții fac asta. Da! Și eu la fel! Și eu credeam că băieții sunt perverși, știi? Bă, frate, totuși, dar... Dacă ai, de exemplu, eu o fată de asta, cum ai zis tu, în cazul tău, tu, primul că dacă eram în locul tău, paca-paca. Dacă eram în locul tău, nu... Frate, paca-paca, profiți de prostia. Mamă, ce-a sărit bulantiu. Profiți de prostia unei pizdoace de asta, nu știu, nici nu știu dacă era curvă, cum era ea 8-a. Care 8-a? A fost la noi la școală, era 8-a. Păi și... Are știu cu aia, termină liceul, bă, o știu când eram eu a treia cu aia și mă uitam la ea și eram, mamă, bă, ce cură are asta, mamă, ce bunăciune, bă. Mamă, de exemplu, e asta, am o rusoaică în clasă, Laila o cheamă. Oh, crede-mă. Crede-mă. Și aveam și de asta o de asta. Aveam așa, o rusoaică, vreo 3 chinezoice. Așa. Și un chinez, mă. Deci mă enervează că numai chinez s-a băgat în clasa aia. Bă, stai liniștit că chinezoicele alea n-or să aibă treabă cu chinezoiul ăla. Zic eu de ce. Zic eu, 6 cm are furtul ăla. Lol. Și ce vreau să vă zic,
Bă, totuși, și prostie, e o prostie de asta cu telefonul în timpul pauzei, adică ăștia se gândesc că tu nu faci rău nimănui dacă vorbești în pauză. Da, știi, până la urmă, în timpul pauzei ce faci pe telefon? Nu, poate vorbești cu un prieten, poate, de exemplu, ești în cazul meu și n-ai... Vrei să vorbești frate, că... Se gândesc, băi, la școală, școală e școală, în pauze, ei cred că ar trebui să înveți, da. Să-ți pregătești cărțile, caietele, sincer... mânzi, chat-ul, să te duci, să te cazi, să te piși. Sincer, dacă ar fi fost așa viața cum ar fi în culorile profesorilor, n-ar fi simțit de mult, pentru că... Frate, una peste alta viața e dură și mai ales ești învățăcel. Știi? Pentru că acolo toți sunteți ăștia care ați venit să învățați una peste alta, adică e presupus să te duci la școală să înveți. Știi? Da, omule, dar măcar totuși, de exemplu, cum a fost în cazul meu, că nu știa nimic, înțelegi? Da. Adică totuși, mă enervează faptul că i-a și spus că sunt nou în școală. Păi, omule, dacă sunt nou în pula mea, de ce tot așa te crezi mare maciu și așa? Pe... S-a crezut mare maciu. Tipul ăla, știi că stă... I-a dat mă asta bani, efect. Tipul ăla e învățător sau ce e el? Băi, dracu să-l ia, profesor, nu știu. Ce... Cred că profesor, dracu știe, l-am văzut pentru prima oară. Înțelegi? Și nu știu care e problema lui, înțelegi? Că mă fac după aia să plânge că îl înjură. Păi da, frate, te înjur pentru că ești bulangiu. Păi, dar ce mai român știe el cine nu e, măi, spaniol, toți profesori sunt spanioli, acolo nimeni nu te știe. Decât copii, unii copii, înțelegi, dar restul sunt spanioli. Și azi, când ești cu minte și vede treaba ta, numai de aia se leagă, înțelegi? Păi, de unde știe ăla că îl înjuri? Păi, nu, păi, nu-i vorba de asta. I-ai dat-o un pic pe spaniolă, ă? Nu, dar... A început puta! nu, dar dacă, de exemplu, e așa, zic, stai țară în gând, du-te... Aia, mă, păi nu, dar omul, dar știi, ești cu minte, îți vede treaba ta, ești timid, ești nu știu ce și pe tine te leagă, știi? Că te-a văzut că ești mai mic așa. Tu de unde o să se lege bulangii de tine? Wow! Și RPG a tras un bulangiu după noi. Și chiar bulangia ala, adică profesorii au voie cu telefon, dar schimb copiii nu, păi frate... Profii sunt profi, știi? Da, mă, dar o frate sunt oameni... Dar și noi suntem în uniformă și profii nu sunt în uniformă, știi? Pe noi ne-a obligat să ne punem uniformă, că ne scade nota la purtare, morții. Da, și te scade fix pentru asta, știi, dar... Da, mă, dar copiii care se fut în băi nu le mai scade nota la purtare, știi? Da, de... Cât au uniformă, poate și fumeze. Da, știi... Și pe asta mă enervează, legea asta handicapată chiar nici măcar nu dau, de exemplu, nu dau nici ăștia, nu dau asta cum dacă se cheamă o semnificație. Bă, n-ai voie pentru că, măcar spune și nu un motiv ca să înțelege dacă... Da, frate, ei cred că părinții tăi ar trebui să știe tot, știi, și ei să-ți explice teoria chibritului. Da, dar omă, nu-ți mai suntem așa pe vremea lui Ceaușescu, să nu mai avem voie cu ăla, ar trebui să, să fie atrăgătoare cu ăla. Ceaușescu și Aluceaș, că era cu uniforme la noi. La voi sunt uniforme? Nu sunt, norocul nostru, dar eu știu, nu e timp pierdut, nu m-aș mira. Da, bine, încă nu e târziu. Da, și în primul rând, stai puțin, ar trebui școala să fie mai atractivă, să-i facă ceva să fie mai atractiv, nu să ne ogurim. Bio. Pe lângă faptul că e ea mai sărit așa, e șmecheră rău. A. Și na... Ce treabă, frate? Nu e... Deci că nu e voie cu telefonul în școală, dar bine că alții au telefoane, bine că alții vorbeau telefoane. Că ei știi la ce să gândesc? De la ce? Dacă tu poți să zici că doamna că eu nu stau pe telefon în timpul orei. Știi, dar dacă stai. Eu credem că nu stau. În primul că sunt și puțin în clasă. Deci clasa e mică. Deci și noi suntem puși la tablă cam în fiecare secundă suntem, ne întreabă în fiecare secundă, așa că nu avem timp de juca pe telefon. România, da, ești în ultima bancă, te doare la pendulă pe profesor că ce faci tu. Înțelegi? Dar aici nu e așa. Deci aici ești în continuu, te întreabă, se predă. Știi? Și nu te lasă niciodată, nici 5 minute să te fii singur. Să așa, îți dă cea de lucru, înțelegi? Și asta nu-ți mai permite. Da, frate, dar la noi la școală e la fel, nu te gândi că... Nu, la școală, zi. Dacă tu crezi că în România e mai ușor, eu nu cred, pentru că... Nu, dar în România, la unele școli ai voie cu telefon, înțelegi? Bă, pișate-i pe el de telefon, pe bune acum, dă-l dracu de telefon, e doar un telefon cu aia. Știu, dar mă enervează și mă enervează tu pe ăsta al lor de a-ți confisca. Omule, ai plătit-o pe telefon? De când ai tu drepturi? Să-mi pui... n-ai idee cât ce draci le fac profilor în timpul orelor.
Hai de, deci astăzi a venit un puj de ăsta, un tocilar cu o jucărie la școală. Wow, ce romantic. Da, frate, un Mickey Mouse de la care face kids kids, știi, când da, mă, și am luat căcatul ăla de Mickey Mouse, l-am luat din mână și i-am dat un pumn ca să nu mai comenteze. Băi, și m-am dus la profa de etic. Doamna, ia uitați, mag. Informare-i coaie. Am recapitulare pentru testul predictiv. Vă vădă test predictiv? Nu, și primul rând e mai bine, pentru că e cel mai greu sistem din învățământ. E cel mai greu sistem de învățământ din Europa. Pentru că, dracu, a început chiar... Nu, mă, în Spania, nu, în România zic, pentru că uite-te și tu ce s-a... Deci, chiar ăștia, învățământul vrea să ne fută creierii, să se ne solicite la maxim. Neapărat, coaie, vrea să vă facă oameni. Da, oameni, și pentru ce, uite, vezi și tu poți să fii oameni în România? În România, rata... Ai văzut câți oameni au bacul? Da, am văzut, pentru că oricum e țară de căcat și n-ai... În primul rând că vezi că te plătești ăla pe 6 milioane, îți bagi piciorul, de te crezi pe de salariu. Chiar să te facă să înveți, ok? Manualele sunt gratis, orele sunt gratis, să nu zici, eu știu. Copiii care n-au venituri în familie poate să nu vină cu uniformă, dar trebuie să dovedească asta. Ce să mai zic? Profii la noi sunt îngăduitori cu prostalei de la noi. Că nu sunt, băi, tu nu te-ai ținut de școală 6 ani, în al 7-lea ani nici acum nu o să te ții, că nu vreau eu și o să te țin numai în 2. Da, nu. Asta nu e, asta nu-i mintea, să știi. Profii zic, bă, nu vrei și tu să înveți? Haide, uite, învață, eu îți dau un 8 să te încurajez, deși el merită 3. Da, așa, așa trebuie să fie, așa trebuie, pentru că dacă, de exemplu, e profesor de ăsta care spune, bă, lasă-o, nu o să te casa că nu vreau eu, sincer, nu-mi prea înțeleg de ce se mai chine la să mai învețe. Nu-mi plac profesorii de genul ăsta și de-aia eu m-am format cât să fiu antiprofesor, așa, și nu mie, eu fac mișto de profie, ea dacă îmi dau note proaste, mă duc cu directoare, cunosc directoarea și sunt prieten cu ea, într-un fel sau altul. Mă, e și, bine totuși că eu mă pun bine cu profii de genul ăla, adică, da, doamna, wow, câtă dreptate aveți, căcat, mâzgă, după oră putu-s morții, mătii de proastă. Zelor. Da, și de da, și nu știu, chiar și da, să chestia asta la cu profesorii. În mod normal, de exemplu, ăștia care ia mai note mai mici așa, de exemplu. Zic, poate se mai întâmplă așa, știi? Ar trebui totuși să vorbească puțin cu ei, pentru că nu mi se pare normal, de exemplu, să le etichetezi pe la ca drept ca proști și să după aia să mai bagi în seamă și după aia spui: "Păi da, dar la nu învață." Păi vorbește cu el, poate are ceva, fără să învețe, nu știu, fă-i ceva ca dai datoria de profesor. Ei au și probleme în familie, oricine are probleme. Da, copil de 12 ani, de 13 ani, de 100 de ani. Întotdeauna o să ai o problemă. Da, și chestia asta cu învăț cu tema, adică dacă nu ai... Dar dacă n-ai, găsești. Stai puțin, dacă, de exemplu, nu ți-ai făcut vreo temă la matematică sau la română, ăia o să-ți dau 4 pentru că n-ai făcut tema. Dar ăia nu-și pun întrebarea, mă, dar n-ai făcut tema pentru că ți-a fost rău, poate ai avut o familie, poate ți-a murit cineva în familie de drag. Și îți dai seama... Na, totuși. Uite, vezi, mulți se așteaptă să zică proful, știi? De fapt, tu trebuie să fii ăla care zice: "Doamna, uitați, eu n-am învățat pentru că mi-a murit pisica." Ți-a murit pisica, Ionele? Da, doamna, mi-a murit pisica. Vii tu, dai o lacrimă acolo, în scârbă și nu poți să convingem. Pune-te în locul profului. Ce ai face? Dacă tu ești timid, profesorul cum să nu fie și el timid? Nu? Corect. Nu știu, acum fiecare cu mentalitatea lui. Eu merg